Camera Deputaților a adoptat în calitate de cameră decizională proiectul de lege de modificare și completare a legii numărul 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari în sensul exceptării de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până la 3 ani. Proiectul a fost adoptat cu 269 de voturi pentru. Proiectul propune modificarea articolului 47 din lege în sensul exceptării copiilor minori cu vârsta de până la 3 ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale și de la calculul cheltuielilor pe beneficiari aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul Asociației de Proprietari. Statul lucrează la un proiect prin care să se încurajeze achiziționarea de mașini electrice și de tip plug-in hibrid. Cine cumpără o mașină 100% electrică cu încărcare de la priză primește 45.000 de lei, adică 10.000 de euro. Iar cine își cumpără o mașină hibridă care poate fi și încărcată, dar merge și cu motor termic, primește 20.000 de lei dacă are emisii de maximum 50 de grame de CO2 pe kilometru. Proiectul este cel care va purta numele de Rabla Plus, un program special pentru încurajarea cumpărării de mașini eco. Autoritățile din Osica de Sus au îngrijit ieri de islazul comunal. Împreună cu cetățenii din comună care primesc ajutor social, au împrăștiat îngrășământ pe toată suprafața situată între târg și râul Olteț. În perioada următoare, dacă timpul le va permite, autoritățile au în vedere și celelalte islazuri de la Tomeni, Greci și Pădurea Bercica. O parte dintre angajații din CFR au declanșat un protest spontan în această dimineață, acțiune care afectează graficul de circulație al trenurilor. Angajații sunt nemulțumiți de salarizare și de faptul că nu a fost reînnoit contractul colectiv de muncă, care a expirat la miezul nopții trecute. 145 de trenuri sunt oprite sau întârziate în cursul acestei dimineți din cauza grevei neanunțate a angajaților CFR. Protestul s-a declanșat inițial la Cluj și greviștii au declarat că protestul va dura 2 ore, însă liderii sindicali spun că greva este una necontrolată și se poate prelungi oricât. Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat marți că toate promovările în funcție în cadrul ANAF se suspendă până la data la care bugetul Ministerului Finanțelor Publice va fi suplimentat. Totodată, fiscul a luat decizia ca personalul cu funcții de conducere din cadrul Direcției Generale Antifraudă să facă obiectul unei evaluări profesionale, ținând cont de analiza unor indicatori de performanță care se desfășoară până la data de 31 martie.